și câți jucători poate să aducă la naționale de aici. Iată Bârligea, în care Bârligea, gol! A ieșit greșit Aioani. Pasă decisivă din nou din partea lui Deac și voiam să spun că Deac poate fi văzut și de națională. Încă poate fi văzut și de națională. Două goluri Bârligea într-un interval de 4 minute. Ce spuneam, oare de energie, de coeziune, de armonie, iată-le declanșate în acest meci contra Rapidului. De pasa lui Deac. Nu e offside. Poziție corectă, totul perfect, excelent executat. Și greșit, Aioane, este greșeala mare a lui Aioane. Trebuia să stea în poartă, mingea era încă în dispută. Îl avea pe Cristea. Cristea era acolo, care putea să intervină, putea să facă o mulțime de alte lucruri, să-l împiedice pe Bârligea să dea la poartă. Greșeala mare a lui Iacob, care vine într-un moment tare păcătos pentru Rapid. Iată pe Aioani, vinovat pentru acest gol. Bârligea două goluri într-un interval de 4 minute. Spuneam, momentul este tare prost ales de către Aioani pentru această greșeală. Pentru că Rapidul se vede condus cu 2-0 după ceva mai mult de